Probabil că unii dintre dumneavoastră știți textul acesta pe din afară. M-aș bucura că dacă în amiaza aceasta o să-l învățăm pe dinăuntru. Numeri, capitolul 6, de la versetul 22 la versetul 27. Dacă vreți să-l citiți cu mine cu voce tare, m-ați bucura foarte mult. Este binecuvântarea pe care Dani Șarlea obișnuiește să o dea copiilor lui și it's ok. Să vedeți când predica Apostolul Pavel și venea vântul și zbura toate foile. N-avea foi. Da. Numeri, capitolul 6, la versetul 22, pagina 151. Dacă citiți împreună cu mine cu voce tare, faceți o mare bucurie. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, spune Domnul. Amin. Luați loc, frații surori. Vorbitorul principal de astăzi este Valer. Lăsând politețele de familie la o parte, aș cita și aceasta cu măsură, bineînțeles, și cu nuanțare. La răsăritul falnic se închină al meu apus. Adevărul este că am rămas foarte puțin după bolile care ne-au treierat anul trecut și pentru astăzi vrem să-l ascultăm în limba engleză pe Valer vorbind. Spuneam lui Dani că am un prieten american care, având în vedere tranzițiile prin care trece biserica, noua generație mai mult limba engleză decât limba română, a avut curajul și-a luat inima în dinți să predice în limba engleză, ca să-l înțeleagă tinerii. Și la sfârșitul serviciului, tinerii au venit la dânsul și i-au spus cu dragoste: frate, predică în română că te înțelege mai bine. Noi nu o să vorbim engleză niciodată ca ei, e clar. Dar nici ei nu vorbesc românește ca noi. Să nu credeți niciodată că vi se dau adevăruri noi. Un studiu este o predică lungă dintr-un text mai scurt. Și eu sunt omul studiilor. Am puține predici. Dar să nu credeți niciodată că vine cineva și vă dă adevăruri noi. Așa ne-a făcut Dumnezeu, că noi suntem după chipul și asemănarea Lui și adevărul este în noi prin creație. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Odată a vorbit de Dumnezeu și de câte ori am auzit eu? De două ori am auzit. Pentru că este o mărturie dinăuntru. Adevărul e că vin oameni, cum am venit și eu după amiaza aceasta, care spun niște lucruri și spui: Domnule, le-am știut dintotdeauna, dar n-am putut să le spun așa. Dar ce a zis omul ăsta este exact cum credeam și eu, fără să-mi dau seama. Binecuvântarea copiilor evreilor este un obicei pe care l-ați furat de la evrei. A intrat în biserică odată cu reforma, cu anabaptiștii, cu moravienii, pentru că Biserica Catolică și societatea din vremea aceea spuneau că copiii nebotezați se duc automat unde? În iad. Și cei care s-au întors la Evanghelie nu-și botezau copii. Și atunci, din dorința de a nu mai fi batjocoriți, de a nu mai fi ostracizați, de a nu mai fi dați dracului ca sectari și ca rătăciți, au luat un obicei care este evreiesc pur sânge, n-are nicio legătură cu biserica. Binecuvântarea copiilor nu este un act cultic. Noi avem cina și botezul. Binecuvântarea copiilor nu este un act cultic. El aparține unei anumite vremi de persecuție. Există biserici americane care nici nu-l practică sau îl practică o dată pe an, când îi adună pe toți care s-au născut în anul acela și se roagă pentru ei, pastor.
Dar sunt în multe biserici unde se practică această binecuvântare și se aduce copilul la biserică și acolo alte discuții care n-au niciun rost, dar îți dai seama că e un text evreiesc, nu este pentru noi. Băiatul se aducea la câteva săptămâni și fata la alt număr de săptămâni. Atunci, frate Brânzei, ce facem noi? Avem fată, ducem așa sau ducem așa? Lasă-mă, Domnule, în pace cu chestiile astea. Am venit cu fetița noastră de la Detroit la Los Angeles și era mititică, era 4 săptămâni. Și eu să vin la biserică, Dana să stea acasă cu copilul. Și fratele Pit, la care dormeam și care ne-a chemat, a zis, ce se întâmplă? Și a zis, Dana, eu rămân acasă cu copilul. De ce? Pentru că nu este dus încă la binecuvântare. Și? Păi nu pot să vin la binecuvântare, la biserică cu copilul nebinecuvântat. Și fratele Pit a zis, sora Dana, vin o soră la biserică, cum să stai acasă? Ia acasă, stai și dumneata mai în spate să nu te vadă nimeni. Botezarea, binecuvântarea copiilor nu este un act cultic, dar unii au făcut din ei Evanghelie. Mai sunt și alte texte pe care le-ați furat de la evrei și vreau să vă spun în față, n-am venit să vă jignesc, da? Vreau să vă spun, fără să aveți dreptul acesta neapărat. Spunem mereu la cină și recităm câteodată, surorile, Isaia capitolul 53. Păi, nu vă supărați, Isaia 53 nu e al dumneavoastră. Isaia 53 este al evreilor. Noi credeam, care noi? Baptiștii sau pentecostali? Evreii credeau. Noi n-am fost acolo la cruci. Evreii au fost la cruci. Pentru poporul meu. Care poporul meu? Pentru francezi? Isaia 53 este un capitol al evreilor. Și va fi cântarea lor de jale când se vor întoarce la Mesia. Noi îl recităm înainte de vreme. Nu i-a venit încă vremea. Dar pentru noi este o îmbăiere în pocăința în care ei vor trăi când se vor întoarce la Mesia. Noi ne-am întors din păgânism și îl spunem pentru că se potrivește cu noi. Binecuvântarea copiilor are acest text din Numeri capitolul 6 și v-aș ruga să vă uitați încă o dată să fac o observație pe text. Vorbește lui Aron, fiilor lui, așa să binecuvântați pe copiii lui, și noi zicem că e pentru copii, dar nu e nicio legătură cu copiii, aici e vorba de tot Israel. Tot poporul trebuia să fie binecuvântat așa, tot ce era evresc, la orice vârstă. Și pe urmă are 24, 25, 26, sunt 3 versete, da? Și versetul 27 este o concluzie. Astfel. Cum astfel? Păi cum a spus versetul 24, cum a spus versetul 25 și versetul 26. În momentul în care apar 3, dintr-o dată dai seama, opa, 3 este, opa, dacă este 3 trebuie să fie ceva, opa, 3 trebuie să fie ceva cu Sfânta Treime. Și așa este. Așa este. Ce ați dorit dumneavoastră pentru copiii dumneavoastră? Hai, fiți sinceri acum, suntem în casa Domnului și nu mințiți. Mântuire că sunteți în casa Domnului, foarte bine. Cornel a venit până aici să caute un apartament pentru fata lui care o să stea aici. Să fie sănătoasă, să fie sănătos. Cel mai sincer a fost un frate țigan care e pus pe YouTube acum și lumea râde de el, dar mie îmi place de el, că e cinstit. La binecuvântarea de copil, fratele țigan, fratele rom de-al nostru, are o rugăciune care face furor pe YouTube și îi spune: și Doamne, dă la fata asta să muncească puțin și să aibă de toate. Râdeți de el, dar toți părinții doresc același lucru. Interesant, Dumnezeu a zis alte 3 lucruri. Pentru că Dumnezeu nu are încredere în noi. Noi nu știm ce să cerem, de aceea în rugăciunile noastre avem un sfetnic și o pavăză, cineva care le îndreaptă, este însuși Dumnezeu, Duhul Sfânt, că nu știți ce cereți. Și El se roagă cu suspine. De ce nu spune șoapte negrăite? De ce nu spune chicote de bucurie negrăite? Spune suspine, pentru că
Zice, Doamne, uite, auzi-l cum se roagă, Doamne, Tată, Fiule, hai milă, nu, nu, uf! Ce-ați scrie dumneavoastră, dacă ați fi evreu, de ziua lui David care este împărat, să-i scrieți o poezie de ziua lui, ce-ați scrie? V-ați îmbrăca imediat în haina lui Adrian Păunescu, care scria ode lui Ceaușescu. Nu? Pe iubitul fiu al Carpaților, urmașul falnic al lui Decebal și al lui... Țineți minte cei care ați fost acolo. Dumneavoastră care n-aveți experiența românească. Ce-ați scrie unui care este împărat? Ce ați scrie acolo? Ca să ajungem la binecuvântarea aceasta, trebuie să trecem prin Psalmul 20 și n-am să citesc, că repet, eu aș vrea să fiu scurt, mă bazez pe faptul că Dumnezeu este deja în dumneavoastră și vă spune de două ori ceea ce vă spun pe jumătate. Ne salutăm între noi, în scris sau verbal, de multe ori cu Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua și să te ocrutească. Psalmul 20 este un text pe care trebuiau să-l cânte de ziua împăratului. Știu că acum Domnul scapă pe unsul său. Unii se biruiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe împăratul nostru David! David le-a zis evreilor, știu că vine ziua mea și vreți o cântare pentru împăratul. Lăsați-mă să-mi o scriu eu. Voi o să cântați. Dar lăsați-mă să o compun eu, pentru că eu știu viața mea. Nu îmi faceți complimente. Nu mă ungeți cu laudele voastre și cu lingușirea voastră. Nu mergeți la Dumnezeu cu inimă falsă și vorbiți despre mine. Lăsați-mă să vă învăț eu cum să cântați de ziua mea. Domnul să te asculte în ziua, eu știu ce înseamnă viață. Și eu știu ce înseamnă să te duci la Dumnezeu. Și mă duc la Dumnezeu cu ceea ce am nevoie, nu cu ceea ce ați vrea voi să am nevoie. Și se termină frumos, ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Și se termină așa versetul nou. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. David zice, nu-mi scrieți ode. Vreți să cântați ceva de ziua mea? Lăsați-mă să-mi o scriu eu. Eu scrie bine. Acum, Aaron trebuia să binecuvinteze adunarea. Seminția lui. Și să lăureze de bine. Asta înseamnă să binecuvintez. Și Dumnezeu spune, nu vă las să vă binecuvântați cu ce vă trece vouă prin cap, cu ceea ce doriți în firea voastră pământească. Vreau eu să scriu binecuvântarea tuturor copiilor lui Israel. Și din veac în veac, din generație în generație, preoții leviți pentru tot poporul și părinți pentru copiilor, pe asta să rostiți. Ea nu vorbește de bogăție, nu vorbește de slavă, nu vorbește de biruințe, nu vorbește de... Nu. Sunt trei versete și dacă sunt trei versete, imediat zice, opa, ce-a vrut Dumnezeu să spun aici la trei versete în casă? Trei versete. Mi-aduc aminte că în Evanghelia lui Luca, la un moment dat, când e vorba de recuperarea lucrurilor pierdute, ni se dau trei pilde. E o oaie pierdută, e un leu sau o drahmă dintr-o salbă și este un fiu pierdut. Și lumea spune, Luca, este capitolul lucrurilor pierdute, dar nu sunt de fapt al lucrurilor pierdute, ci 15 din Luca. Oaia, leul și cu fiul. Care e accentul în capitolul acela, că sunt pierdute sau că sunt găsite? Păi, sigur că sunt găsite, că dacă erau pierdute, se termineau cu paguba. Dar dacă sunt trei, de ce nu ne-a dat una singur? De ce ne-a dat trei? De ce în binecuvântarea aceasta sunt trei versete? În capitolul din Luca, este vorba de Sfânta Treime, când oaia
se pierde, păstorul trebuie să le lase pe celelalte 99 și să se ducă să o caute. Și acesta este fiul. Este fiul care a lăsat slava, sărbarea, tot, s-a venit după oaia pierdută. Acesta este fiul. Când leul sau drahma din salba aceea de bani pe care le purtau evreii la gât se pierde, aprinde o lumină și face curat afară din casă sau în casă? În casă. Asta e Duhul Sfânt. Fiul merge departe și îl caută, Duhul Sfânt se coboară înăuntru și aprinde lumina și face curățenie ca să-l găsească. Cine lipsește? Dacă este Fiul, este Duhul Sfânt, cine lipsește? A fost odată un tată care avea doi fii. Țineți minte? Cine aștepta acasă? Tatăl. Domnul Iisus lipsește din pilda asta. Duhul Sfânt lipsește din pilda. De ce lipsește? Pentru că fusese în celelalte două. A treia este despre Tatăl. Și noi spunem că este pilda fiului risipitor. Nu, este pilda Tatălui. Când sunt trei, întotdeauna trebuie să te ducă gândul că este la Sfânta Treime. Oare este valabil și în Numeri capitolul 6? Și haideți foarte repede, dar foarte repede. Dar dacă mă ajutați. Trei versete, trei binecuvântări, să vedem, este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Eu vi le citesc, dumneavoastră îmi spuneți care este Tatăl, care este Fiul și care este Duhul Sfânt. Prima este așa. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Think about it. Am vorbit englezește. Gândiți-vă dumneavoastră înainte să vă spun. 25. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Gândiți-vă cine este acesta din cei trei. Sfânta Trinitate. Trinitatea divină. Și Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Se pare chiar că se repetă. E redundant. Și dacă stai să te gândești, dacă stai să te rogi, vei descoperi că în 24 este vorba de Tatăl. Făceam practică la Piatra Neamț și trebuia să trec dealul din Bicazul Ardelean, unde era una dintre biserici, la Dămuc, unde era altă biserică. Și trebuia să urci muntele, îi ziceau dealul, dar e un munte. Era un calvar când ploase, pentru că pământul era galben, lutos. Și eu eram îmbrăcat ca de la București, elegant, și trebuia să urc dealul ăla, muntele ăla de luți, și cădeam și mă făceam tot una. Eu vreau să fiu cât mai elegant, eram de la seminar și eram băiat de București. Apropo, să știți, am și o cravată extraordinară, am lăsat-o în mașină, că mi-e frică că mi-o fură Dani. Dar am purtat-o dimineața. Ajungeam la Dămuc, așa, eram plin de lut. Și mi-aduc aminte de ilustrația aceea cu tatăl și cu copilul, care mergeau tot așa pe o ploaie. Și ăla mic vrea să arate că și el ca tata, bărbat. Și a mers și a căzut prima dată. Tata s-a acoperit de... Da, și a zis, lasă-mă să te țin de mână. Și ăla mic a zis, nu! Tata a zis, ok. Și a pornit mai departe și a mai mers un pic și iar a căzut ăla mic. Și tata s-a apropiat, l-a ridicat, a ajutat să se ridice și i-a spus, lasă-mă să te ține tata de mână. Și copilul mic a zis, cu lacrimi pe obraz, nu, eu pot. Tata a zis ok. N-a zis ok, nu știu ce a zis. Și au plecat iarăși și copilul normal a căzut, cădea mereu. A căzut cea treia oară și tata a zis, lasă-mă, dragul meu, să te țin eu de mână. Și copilul de cos așa a zis, nu mă ții tu de mână, lasă-mă să te țin eu de mână, de mână. Eu da bărbat! Știți ce este versetul acesta în mintea lui Dumnezeu? Textele simple sunt foarte profunde. Apele limpezi care sunt de mare adâncime. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească.
Drama a început în grădina Eden. Dumnezeu i-a zis omului, lucrează grădina și păzește. Și Adam și Eva au crezut că pot. Și în binecuvântarea copiilor lui Dumnezeu pe vecie va fi apropo la creație. Este binecuvântarea care ne dă identitate. Este binecuvântarea care repetă toată istoria noastră și ne duce la punctul de origine, ca să știm de unde venim și cine suntem. Și urmașul Adam trebuia să spună, noi nu ne putem păzi. Noi nu putem păzi nici grădina și nici măcar pe noi înșine. Și prima binecuvântare este un apel la Tatăl, nu ne mai lăsa singuri, Doamne. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Și eu spun cu toată inima, împreună cu toată biserica, acum. Așa este, Doamne. Așa este. Niciunul dintre noi nu ne putem păzi. De aceea spunem, păzește-ne Tu, Doamne. Nici Adam n-a putut, nici Eva n-a putut, niciunul dintre noi nu putem. Suntem copiilor, cum am putea să fim altfel? Păzește-ne Tu, Doamne. Și asta e binecuvântarea care ne reia legătura cu Tatăl și ne așează într-o relație de dependență. Pentru că independența ne-a nenorocit. De aceea Dumnezeu nu i-a lăsat pe evrei să se binecuvinteze singur. Le-a dat-o El. A doua spune așa. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Cine e aici? V-am lăsat timp de gândire. Tatăl? Ok. A treia spune așa, Domnul să facă, să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Există idioame, adică expresii în fiecare limbă, pe care un străin le înțelege foarte greu. Eram cu tinerii la munte și era un american cu noi, care ne învăța și cânta frumos la chitară și unul dintre tineri, pentru că erau și băieți și fete, se dădea în spectacol pentru ca să fie grozav în ochii fetelor. Și l-am luat deoparte și l-am mustrat. Și băiatul ăla s-a pocăit imediat și mi-a spus, mă doare în cot de tot ce spui tu. Eu eram și eu un țânc ca și ei, nu eram ca acum. Eram un tânăr ca și ei. Și americanul a văzut că discuția noastră e pe un ton înalt și a zis, ce s-a întâmplat, Daniel? Ca să fiu sincer, i-am spus, Alan... Mi-a zis că îl doare în cot. Și Alec mi-a zis, trebuie să-l ducem la doctor? Pentru că n-avea idiomul limbii mele, nu îl știa. Și am zis, nu la doctor, l-aș duce eu în altă parte, dar asta e situația. Când spune un evreu, și nu spune numai aici, e plin Vechiul Testament, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, este o trimitere la facere. Asta spune evreu. Și de aceea mereu, mereu vă spun, fața ta peste mine, fața ta peste mine, fața ta peste mine, fața Domnului peste tine, fața Domnului peste noi. Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului, și i-a suflat în unde? Nu peste el, ci în nări. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu s-a plecat peste el și i-a suflat în nări suflare de viață. Și omul a deschis ochii. Care a fost prima imagine de pe retina lui și de pe memoria lui care va merge până la sfârșitul lumii? Care a fost prima imagine pe care a văzut-o la creație omul? Fața lui Dumnezeu. Asta este asta. Și o veți întâlni, repet, în multe alte cărți ale Vechiului Testament. E o întoarcere la origine. Doamne, am rătăcit, Te-am înstrăinat. Vrem să vedem iarăși fața Ta. Dă-ne un nou început, Doamne. Dă-ne, Doamne, un nou început, Doamne! Dă-ne harul unui nou început. Și va veni Noul Testament și va spune că Dumnezeul veacului acestuia a orbit mintea oamenilor ca să nu vadă strălucind pe fața lui Hristos ce? Slava Tatălui! Hristos este Cel care a venit să ni-l arate pe Tatăl.
Doamne, arată în el pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați văzut. Credeți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl? Credeți măcar pentru lucrările acestea pe care le fac. A doua strofă a binecuvântării este Hristos. Este Dumnezeu care revine în memoria noastră colectivă să-și oglindească imaginea de Creator în făptura făcută după chipul și asemănarea Lui. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Acesta este Iisus Hristos. Și 26, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Eram la fratele Lazar în biserică, mă lăsase împreună cu Crinișor și când am citit a treia binecuvântare, am închis Biblia și am spus, pentru că sunt într-o biserică penticostală, cred că la binecuvântarea asta n-am de ce să vorbesc nimic. Și Crinișor zice, nu. Zic, păi da, dumneavoastră sunteți acasă la Duhul Sfânt, mai acasă ca mine. Crinișor zice, nu frate Brânze, spune ce ai de spus. Spune ce ai de spus. Strofa a treia a binecuvântării este rezolvarea unui conflict de natură, un conflict funciar care este între noi ca fire căzută, păcătoasă și Dumnezeu. Avem un război nedeclarat pe care îl trăim cu încăpățânare față de Dumnezeu. Și nu e rezolvat decât prin venirea Duhului Sfânt. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă va deschide cineva, noi îl primim pe Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt îl primim pe Tatăl și pe Fiul în viața noastră. Nimeni nu poate să spună Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Un studiu este o predică lungă dintr-un text scurt. N-am vrut să fiu așa de lung, dar n-am putut să mă opresc. Binecuvântarea aceasta aaronică este inițiativa lui Dumnezeu. Este un text scris de Dumnezeu care este foarte pretențios. Așa cum David a fost foarte pretențios și a zis nu-mi scrieți voi Adrian Păunescu cântețe mie. Nu, lăsați-mă să scriu eu și voi cântați. Dumnezeu a zis, când e vorba de binecuvântarea din partea mea asupra voastră, nu vă dau ce vă trece vouă pe-n cap. Dorințele voastre nesăbuite. Lăsați-mă mie, pe mine, să vă spun eu ce trebuie să doriți. Și trebuie să recunoașteți înaintea lui Dumnezeu că sunteți căzuți, că nu vă puteți păzi și că singura șansă este să vă păzească Dumnezeul creației voastre. Trebuie să spuneți că ați pierdut imaginea lui Dumnezeu. Și că e cazul ca cineva să vă dea șansa unui nou început, o creație nouă. Fă, Doamne, să te mai vedem odată cum te-a văzut atunci Adam prima dată. Și noi toți spunem, dă-ne, Doamne, șansa aceasta. Iar Duhul Sfânt vine și spune, e un conflict în viața ta, e un război care nu se va termina decât atunci când îl primești pe Duhul Sfânt. Este un conflict între tine și Dumnezeu, dar este mai mult decât atât. Este un conflict între tine și tine însuți. Este un conflict între tine și soția ta. Este un conflict între tine și oamenii din jur. Este un conflict între tine și orice formă de autoritate. Ești un rebel ca Lucifer. Să-ți dea Dumnezeu, spune Aaron și fiii lui și leviții, harul ca să vină Dumnezeul care să poată să facă pace în inima ta și în lăuntrul tău și să guști o relație bună cu Dumnezeu și cu toți cei din jurul tău. Înainte de a încheia, aș vrea să spun ceva. V-am văzut pe unii dumneavoastră și nu v-am văzut de multe vreme. De ce ne-am bucurat când ne-am văzut acum? Pentru că e Duhul Sfânt. Pe unii dintre dumneavoastră nu v-am văzut niciodată. Și dintr-o dată, ieri și astăzi, socotim că avem o bucurie când suntem împreună. De ce? Pentru că este Duhul Sfânt. El este pacea noastră. El este mediul acesta în care cunoaștem ce înseamnă să trăim în pace și în bucurie.
Și când ne adunăm și când ne întâlnim pe stradă și când ne gândim peste tot, salutul nostru al fraților neoprotestanți este: slăvit să fie Domnul în veci anim. Amin. A cui e salutul ăsta? Ostașii în România. Oastea Domnului. Slăvit să fie Domnul. Citiți poeziile Dor, toate se termină cu slăvit să fie Domnul. Și răspunde celălalt: în veci amin. Noi, baptiștii, ipocriți, șmecheri și prefăcuți, chiar dacă ne urâm, ne disprețuim sau avem răceală unul față de celălalt, spunem, toți, am doi prieteni care au fost mai mari mei, fratele Aurel Popescu și fratele Pavel Niculescu, amândoi păstori la New York, idolii noștri într-o generație, dar s-au certat la un moment dat. Și fratele Aurel s-a dus la Păvelică, cum îi spunea el, a întins mâna și a spus, vino Dani un pic aici, Pavel nu vrea să dea mâna cu el, dar a zis, mă Păvelică, pace. Și Pavel i-a spus, pace și prietenie, nici n-a fost, nici n-o să fie. Care e cel mai baptist salut sincer cu putință din multe relații. Și erau teologi amândoi. Doamne, baie-ne, umple-ne, scaldă-ne în Duhul Sfânt să trăim în pace. Amin.